am descoperit niște discuții între MrBeast și alți YouTuberi, în care MrBeast le dădea sfaturi despre cum să facă titluri și thumbnail-uri ca să facă mai multe vizualizări. Cine este MrBeast? Pentru cine nu știe, este YouTuberul cu cea mai mare creștere la momentul acesta, de asemenea, YouTuberul cu milioane de vizualizări în fiecare zi, plus este acel gen de YouTuber care ne place și nouă, care îi place să testeze, să analizeze, să înțeleagă datele statistice. Sunt extrem de convins că orice YouTuber, fie că e începător, fie că e avansat, are de profitat de pe urma acestor sfaturi. Hai să dăm drumul. Discuțiile dintre YouTuber și MrBeast s-au purtat pe Twitter, așa că vi le prezint și vouă ca să aveți de profitat de pe urma experienței unui YouTuber foarte bun. În postarea celor de la Colin and Samir, a fost întrebat și MrBeast ce ar modifica la thumbnail și cred că putem înțelege din asta cum gândește un YouTuber mare și să aplicăm și la noi. Acel canal a postat pe contul personal întrebări către oameni, către abonați, dar și alte tipuri de privitori, ce ar schimba, ce thumbnail-uri ar alege și așa mai departe. Și au avut norocul să le răspundă inclusiv MrBeast. MrBeast le spune că e mai bună cea din dreapta, dar cu mai mult blur pe fundal, să-l mute mai spre dreapta, astfel încât să fie mai aproape de marginea din dreapta, pentru că acolo e mult spațiu gol, inutil. De asemenea, le spune să facă textul și banii mai mari. Deci prima lecție pe care o dă MrBeast este să nu irosești spațiu pe thumbnail-uri. A doua lecție este să nu faci un background care să distragă atenția de la lucrurile principale de pe thumbnail, adică acel sfat în care le spune să blureze background-ul, în același timp să facă mai mari banii și capul său, astfel încât să atragă mai multă atenție. Videoclipul are peste 1,7 milioane de vizualizări în momentul ăsta, mult peste ceea ce obțin ei în mod obișnuit. În a doua discuție, în imaginea pe care o vedeți, ies Theory, întreabă fanii pe care thumbnail ar da click. Și la această postare răspunde Casey Neistat și apoi dă tag și lui MrBeast. Ies Theory a propus două variante de thumbnail și de aici a întrebat oamenii pe care ar da click. Deși nu a dat tag nimănui, Casey Neistat a oferit câteva sfaturi și apoi i-a îndemnat pe oameni să facă un thumbnail în stilul MrBeast. Să pună o imagine cu domnul din spate, dar clară, și pe protagonist cu o față șocată pe el. Și de asemenea, să facă orice îi sfătuiește MrBeast să facă. Și pentru că i-a dat Casey Neistat tag, MrBeast chiar le-a răspuns și le-a dat câteva sfaturi de la care putem să învățăm și noi. Partea importantă e prea departe, jumătate de imagine de jos nu adaugă nimic important și astfel apare lecția numărul 3 de la MrBeast, ține în focus lucrurile importante de pe thumbnail. De asemenea, pentru branduire, MrBeast spune că e de ajuns fața, așa că logo-ul nu crede necesar, ar prefera să apară fața mai mare pentru că în mod natural oamenii sunt atrași de fețe. Și astfel, lecția numărul 4 de la MrBeast pentru thumbnail-uri, folosește-te de fața ta sau o față a unei persoane pentru că atrage atenția, atrage click-ul. De asemenea, MrBeast este adeptul branduirii thumbnail-uri, adică să apară ceva în mod constant pe toate thumbnail-urile tale, astfel încât privitorul să-și dea seama imediat că acele thumbnail-uri sunt ale tale. Adică te poți folosi de fața ta sau de un logo sau de modul în care așezi fonturile, culoare, tipul fontului și așa mai departe. Dar să fie ceva care să-i spună privitorului că acelea sunt toate videoclipurile tale. Urmează apoi câteva sfaturi legate de titluri date tot de MrBeast. Dacă mergem mai jos în discuție, vedem mesajul în care spune că poate ar trebui să încep titlul cu "Eu am explorat" în loc de "Explorând". Lecția numărul 6 este deci titlul trebuie să fie personal. Deci în loc de "Explorând" e "Eu am explorat". De asemenea, mai vedem că MrBeast spune că dacă ar apărea în titlu "Abandonat" în loc de "Uitat", până la urmă nu s-a mai folosit acest lucru pentru că nu era abandonată construcția, ar atrage atenția mai mult, chiar face pe oameni mai curioși de ce este acea construcție abandonată. Deci, lecția numărul 7. Stârnește curiozitatea pe titlurile tale. Tot MrBeast a venit cu o idee de titlu sub 50 de caractere, astfel încât să nu fie tăiat pe mobil. Deci o altă lecție, lecția numărul 8. Păstrează titlul tău sub 50 de caractere, astfel încât titlul să nu fie tăiat atunci când cineva se uită de pe mobil. După ce a fost ajutat de Casey Neistat și MrBeast, acest videoclip a făcut peste 5 milioane de vizualizări, doar în primele 4 zile a făcut peste 2 milioane de vizualizări, ajungând la momentul respectiv pe locul 14
în trending în Statele Unite. Dacă vrei să știi 3 lucruri pe care să nu le faci niciodată pe clipul tău ca să faci vizualizări, ai în stânga un videoclip și ne vedem acolo.